Duminică au fost confirmate 43 de cazuri noi de COVID-19 după procesarea a 2584 de teste. Niciunul nu e în rândul lucrătorilor medicali. Totodată nu a fost înregistrat niciun caz de import. Ministerul Sănătății anunță că încă 2 oameni au fost răpuși de noul coronavirus. Ultimele victime sunt o femeie de 40 de ani și un bărbat de 63 de ani. Astfel, bilanțul deceselor provocate de COVID-19 în Moldova a ajuns la 6226. Potrivit datelor, în spitalele din țară sunt internați 187 de pacienți, dintre care 54 se află în stare extrem de gravă, iar 9 sunt intubați. Pe parcursul zilei de duminică, alte 52 de persoane s-au vindecat de COVID-19.